la Serviciul Public de Asistență Socială sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului trebuie semnalate cazurile de abuz, neglijare, exploatare de orice formă, ori violență asupra copilului. De anul acesta, o mai veche lege este revizuită și completată printr-o alta care face referiri stricte la promovarea drepturilor copilului în timpul procesului instructiv educativ. În cadrul procesului instructiv educativ, copilul are dreptul de a fi tratat cu respect, atât de către cadrele didactice, cât și de către personalul didactic auxiliar și cel administrativ, de a fi informat asupra drepturilor sale și asupra modalității de exercitare a acestora. De asemenea, sunt interzise pedepsele corporale și orice tratamente degradante în cadrul procesului instructiv educativ. Potrivit noilor prevederi legislative, pedepsele corporale, tratamentele degradante aplicate de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar sau administrativ copiilor pot fi contravenții sancționate cu amenzi de la 1.000 la 2.500 de lei sau chiar infracțiuni, după caz. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face de către persoane desemnate din cele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Educației Naționale.